avem axul principal. La axul principal nu mai încerc ca să mai prezint, că am prezentat în alte videouri înainte părți componente, cum se demontează, cum se montează. Acum mă refer numai la cauzele care produc defectele și la neștiința, cum am zis, că neștiința sau priceperea mecanicului care o reparat înaintea mea. La axul principal, ce observație am asupra atât referitor la mecanicul care o reparat înaintea mea, cât și la problemele care și la cauzele care provoacă defectul. La ce vreau să le prezint la axul principal. Când am demontat axul principal, prima cauză care am observat nu avea acest inel de semeringhe etanșare în capul axului. Acest inel are rolul de a menține un leiu în cutie și a nu curge în ambreiaj, că se va duce pe acest tub, dacă nu avem inelul, se va duce și în special când cobor sau când avem nivelul maxim, va merge în, pe tubulatură și pe axul de la priză va merge în discul de ambreiaj. În carcasa de la ambreiaj și te vei trezi că picură pe dedesubt la știftul care este anume să te avertizeze că ai pierdere de un lei de undeva. Aici vreau să vă arăt axul care pe care etanșează această garnitură. Este aici, în această zonă, închide între axul principal și axul de la priză. Acum, în referitor la cauzele de ce apare un defect, să presupunem că se aude un zgomot în cutie și nu știi de unde și demontezi cutia și nu găsești nimica și zgomotul ai montat-o și zgomotul persistă. Am întâlnit un asemenea defect, nu sunt rare, dar sunt. Spre exemplu, aceste defecte, cauzele, cum am spus, cauza de mecanic. Pe când a reparat-o nouă, observat că n-are acest inel. Și încă o cauză, cum am spus înainte, că se aude zgomot, axul de la priză trece prin axul principal și ajunge în această zonă. Pardon, invers. Axul principal trece prin axul de la priză și ajunge în această zonă unde întâlnește aici pe este mai pronunțat, este mai gros axul pentru ca să etanșeze garnitura. Și, spre exemplu, ce am observat eu când am demontat la axul principal, mai lipsește ceva. Și dacă nu are acea, este o bucșă în interior de bronz pentru a menține să nu joace axul, să nu joace axul de la priză în axul principal. În momentul când joacă, și dacă este inel de etanșare, garnitura tot nu va putea, să rețină, să nu curgă, că are acest joc. În interiorul acestui ax trebuie să fie o bucșă de bronz. Acest ax nu o are și păcat că s-a reparat, s-a mai demontat înaintea mea și mecanicul care a lucrat nu a observat această problemă că axul nu are bucșa. În momentul când nu ai bucșa, cum am spus, în interior și garnitura este
automat o uzează, pentru că axul la lungimea asta mare de 80 de centimetri, în momentul când calci ambreiajul, el se va lăsa discul în jos. Când ai dat drumul la ambreiaj, el nu mai rămâne centrat. Axul va freca, uite, nu este în axul principal nu este bucșă aici. Mai avem o bucșă de plastic în partea din spate unde vine în cuplajul elastic. Vine axul de la cuplajul elastic și se centrează în această bucșă de plastic care trebuie să existe în interiorul axului de axului principal. S-a rezolvat problema cu jocul la ax, pentru că n-am avut bucșe din interior de bronz, am cumpărat o bucșe, însă problema a fost că era în diametru exterior mai mare, în diametru exterior iarăși mai mică, a trebuit prinsă pe un durn în strung, luat în diametru exterior să intre în ax, în urmă strunjit interiorul. Acum urmează să montăm garnitura până nu introducem axul în cutie. Avem garnitura, trebuie să o introducem în axul principal, dar trebuie uns un pic cu vazelină. Garnitura trebuie cu înspre interiorul cutiei cu strângerea pe ax, cercăm cu un durn. Trebuie un durn făcut anume, pentru că urgent, e foarte subțire și urgent să durn cu umăr care să preseze exteriorul și interiorul să intre în el. Să încercăm axul, să vedem. Acesta este un ax vechi, înlocuit, dar s-a terminat cu montarea cutiei, n-am mai prezentat, pentru că am mai prezentat înainte de montarea și montarea și părți componente în alte videouri anterioare. Acum vreau să mă axez numai pe defecte și pe cauzele care provoacă defectele sau defecte provocate, cum am spus, al treilea defect, provocate de mecanici. La cutia la care lucrez am un defect care este provocat de mecanic, de necunoaștere. Nu știu ce repară și nu știu ce funcție are această furcă. Am încărcat-o cu sudură că o zis că e uzată și mi-a încărcat degajarea pentru blocare când în viteza întâi, pentru siguranța de blocare. Asta e o cauză care nu știu-o, că e mecanic. Acum
trebuie să montăm furcile de la viteza întâia cu axele, furca de la viteza întâia și returul și furca de la viteza 2-3. Când, înainte de a începe să montez furcile, să vedem cum lucrează în viteză, trebuie să verificăm axele care intră în furci. Uite, spre exemplu, până în faza unde știftul intră, mai departe nu intră. Dacă încercăm să-l montăm în partea asta, nu se poate. Deci, a fost bătut în axe, au rizuri și când se montează, uite, ce greu merge. Și asta este una din cauze când lucrează greu axele în furci, că ai probleme la montaj. Acum, când montăm, furcile și axele trebuie să intre foarte ușor, fără înțepeniri, una între alta. Pentru că trebuie să facem proba, să vedem, facem proba fără bile, fără arc, să vedem zona de cuplare și să vedem dacă axele se așează direct pe zona unde vine bila. Că am întâlnit cazuri când pinionul fără bilă se cupla exact unde trebuie pinion pe pinion. În momentul când introduceam bilele, fixa cursa la ax în poziția unde trebuie să fie bila și cuplajul nu era numai trisferturi sau nu era cuplajul suficient pinionul pe pinion. Și această cauză trebuie să verificăm fără bile. Montăm axele cu canalul în sus, montăm furcile și facem proba să vedem poziția unde vine bila, poziția canalului. Acum trebuie să rectificăm un pic axele. Trebuie să rectificăm un pic axele, uite că nu intră. Și nu le pot. Nu le pot monta în momentul când le bagi. În momentul când le introduci în cutie, în suport, el trebuie să circule ușor, nu trebuie să circule greu, că nu le mai vezi scoasă. În continuu bați în ele și toate le deformezi. Înainte de a monta furcile și axele, trebuie șlefuite, rectificate, să intre perfect, să nu intre cu blocare, să nu se blocheze. Pentru că atunci ai probleme când trebuie să le scoți, trebuie să facem verificarea. De exemplu, are o poziție. Acum a rezolvat și problema ce-a stricat-o meseriașul. Am polizat sudura, că a încărcat degajarea de siguranță. Acum scoatem marcurile, tragem marcurile afară. Pentru că nu ne permite să băgăm. Ia, aici arcul ăsta trebuie să fie mai, unul lung, unul scurt. Păi arcul trebuie să iasă puțin din gaură în sus. Asta e bun. Nu, dar ăsta, ce fac cu el așa scurt? Și ăsta la altiar e scurt.
arcurile sub nivelul trebuie să fie deasupra. Să vedem, am ceva arcuri pe aici. Am avut, le schimbăm. Acum, dacă am pregătit furcile, să vedem cum se așează. Introducem furca de la 2-3 în furca de jos, furca de sus, de pe axă, cuplează prin această degajare, se cuplează cu un bolț în furca de jos. Și introducem axul, să vedem. Șurub de 8 și le prindem în furcă, sau putem împinge. Întoarcem furca cu partea degajarea în sus, să vedem când este cuplat cu degajarea a doua și intra a treia, să vedem cum se la liber este pe centru, să vede că când este la liber, această degajare trebuie să vadă aici. Și când o inviteză, la fel, iar trebuie să se vadă la centru cu gaura. Să introducem în viteză. Vedem, viteza a treia. Este cuplat, degajarea este în drept cu orificiu, e bun. Deci așa trebuie procedat, nu numai le montezi și pe urmă te trezești la sfârșit că nu mere. Trebuie verificat. Acum trebuie verificat fiecare poziție a furcii, fiecare poziție a axului, dacă este unde este poziția lui, unde trebuie să fie când este montat. Bun. Facem proba și la pine, la furca de la 1 și returul, să vedem.
Deci, axul.